Bună seara și bine ați revenit cu draga profa Maicu, problemele de matematică la geometrie. Da, de bine am venit. Vedem cu drag, pentru că, hai să spunem, ne-am simțit lipsa în cele două ședințe care ai fost. Așa că, fără să mai lungim vorba, de când mă porim... Teorema lui Tales? Te zicem tema pentru acasă, da? Da, da. Teorema lui Tales. Teorema lui Tales. Clasa a șaptea. Da. Teorema lui Tales, dacă vreți să scrie șaptea. Da. Teorema. Problema 2 de la pagina 134. Problema. În figura alăturată și în figura alăturată este un triunghi oarecare. Da, deci un triunghi oarecare. A, B, C. Da. Așa, A, B în partea asta. B în partea asta. Da. M aparține lui AB și N aparține lui AC, astfel încât MN să fie paralelă cu BC. Deci, pare cu bucă, deci duc prin duc o paralelă la BC, care se taie în cele două laturi. Mână. Una în mână, da? Una și asta în amic, în concluzie, se cere, amic, dacă A e egal cu 2... Deci, în ipoteză, practic, avem triunghiul ABC și mână paralelă cu... BC. BC. Dacă A e egal cu 2 și MB egal cu 4, A e egal cu 3, A e egal cu 3, da. Aflați lungimile segmentelor NC și AC. NC e egal cu 5 și AC e egal cu 5. Asta la AMI. Da, scriu la B mic, la asta nu. Nu, să facem. Pe rând. Dar mai bine, mamă, repede, între unul. Triunghiul ABC, mână paralelă cu BC. Trebuie să demonstrăm că AM e egal cu 2. Nu. Nu, măi, dacă. Dacă se întâmplă așa. Sunt mai multe probleme aici. Punctul A, punctul B, punctul C, da? Deci dacă AM e 2, AM este 2. MB, un pic Miruna, ca să aibă și ei timp. Poți să te duci mai departe, Miruna, lucrează. Așa, MB egal cu 4, AN cu 3, AN spre MB egal cu AN spre NC și cum 3,3 le avem, mai rămâne să aflăm NC. Deci am 2 supra 4, dar cu 3 supra 4. Am înțeles. Mergi mai departe, lucrează, că e corect. Așa vreau și să zic. Teorema lui Tales spune așa, o paralelă dusă la una din laturi de unui triunghi. Da, și mai rămân două laturi. Te împarte pe celelalte două. Două și alea sunt... segmente. Da. Proporționale. Proporționale. Da. O paralelă dusă la una. Și împarte pe celelalte două segmente proporționale. Adică... A, M, zi, Madi. A, M, supra, M, B. A, M, supra, M, B. Egal cu... Vorbește? Egal cu A, N, supra, A, C, supra, N, C, pardon. A, N, supra, N, C. Și egal cu... Dacă vezi... Mă locuim! Egal cu M, N, supra, B, C. Să știți că se poate continua. Da. Egal și cu M, N, supra, B, C. Asta nu v-am mai zis. Nu. Adică numai atâta spune. În parte segmente proporționale. Da. Dar eu vă continui. Mână supra BC. Da? Da. Par mai lungi. Deci, da? Deci încă un raport. Mână supra BC. Și acum mână supra BC și puneți pe ăsta. Și am să vă explic de ce. Mai târziu poate un pic. Dar poate și astăzi chiar. Deci acest lucru este foarte important. Rămâne încadrat și o să vă zic de ce.
Da. Acum? Nu sunt mai lungi, domn profesor. Cine? Segmentele acestea. Mână și bâcă. Păi mână... Față de amă? Da, dar raportul lor. A, raportul lor. De câte ori se cuprinde asta în asta? A, raportul, gata, domn profesor. Da? Dai, deci ăsta merge de aproape de 3 ori și ăsta merge de aproape 3 ori. Corect. Deci se lasă la raport. La raport, da. A, la raport. Acum înlocuim. A, mă, știm că e 2. Da? Deci de aici rezultă echivalent. Echivalent cu 2. Supra. 2 supra 4. Da. Egal cu 3. Da. Supra în C. Exact. Adică 1 pe 2 egal cu 3. Echivalent, va spune că 1 pe 2 egal cu 3 supra NC. Adică NC egal cu 6. Cu produsul mezilor egal cu produsul extremilor. Da, deci NC egal cu 6. Terminat. Ce mai e? Cele AC. Și atât. AC. Îl putem... NC, dacă știm că este produsul... Produsul lui AN plus NC. Suma, mă, nu produs. Suma, da, mă scuzați. Da? Da. Deci AC tot este AN plus NC. Da. Să zicem și noi AC. AC. Egal cu 3 plus 6. 3 plus 6. Și egal cu 9. Asta a fost la punctul A. Dar la punctul B. Punctul B. Avem așa, AM egal cu 3. AM egal cu 3. AB egal cu 12. AB egal cu 12. AN egal cu 4. Și AN egal cu 4. Aflați. MB. MB egal cu cine? NC. NC egal cu cine? AC. Și AC. Deci MA adicât AB îi de... Toată AB îi de... 12. Deci, AM, numai asta este cunoscută. Îi șterg acum că s-a terminat cu ce-a fost la punctul A. Deci am că AM e 3. Da? Miruna, gata, am văzut că te-ai prins. Lăsăm pe... Mergi mai departe, lucrează. Deci, AM e 3. AB toată este de 12. Toată este de 12. Putem afla 12 pe 3 și mă băie de 4. 12 pe 3 și 4. Adică ai făcut diferența, da? Deci dacă ăsta e de 3 și asta toate e de 12, da. Mă băie de 4, sigur că e de 4, oi? Mă bă, cum să fie de 4? Mă bă este de 9. 9, așa. Păi mă, din toată... Da, din toate a scăzut după asta. Nu, nu, așa. Nu cred, ce zic eu aici? Deci asta este de... 9. 9. Și am aflat. 3 și 9. Dar trebuie să înțelegi de ce e din 9, da, am înțeles. 4. De ce? De ce ai zis tu 4? Ai făcut raportul. 3 pe 4. Da, 12 pe 3. 12 pe 3, da. Păi numai, din toate 12 a scăzut pe bucați ca asta și rămas asta, nu? Așa. Urmă. După aia ce știm. NC. Anul știm că e de 4, da? Dar nu zice cât e AC? AC nu știm. Ne se cere mai târziu. NC. Dacă știm că este... Ce MB l-am aflat, nu? Anul cunoaște pe... Anul știm că este 4. Atenție, MB trebuia să aflăm. L-am aflat? Da. Răspunsul MB este cât? 9. 9. Putem afla pe NC. Dar ce știm pe AN care este 4. Da. Și putem afla așa, AN supra NC. AN supra NC. Este egal cu AM supra MB. Corect. Tale ce spune? AM supra MB. Da. Egal cu AN supra NC. Deci de ce vorbește? Deci NC egal... NC este egal cu... Ba nu, nu, spune direct. AN supra NC. Așa scrie. AN supra NC egal cu... Egal cu AM supra MB. Da. Supra MB. MB. Echivalent cu... AN 4. AN 4. Supra NC. Nu știm, rămâne. Egal cu 3. Da. Pe 9. Păi pe 9. Adică 4 supra NC egal cu 1 pe 3. 4 supra NC, da. Deci rezultă că NC e egal cu 12. NC egal cu 12. Mai departe,
Mănânci pe ce? Nu. Adică 9, nu, 12 plus 4. Deci asta e afatul, am afatul acum. Adică 16. Da, deci vine la ce? Da, am prins. E 4, plus 12 și tot dar, nu? Da, da. Egal cu 16. Și am terminat și punctul B. Ce o? Punctul C. M, B egal cu 8. Cum? M, B. M, B egal cu 8. A, B egal cu 10. A, C egal cu 15. Aflat lungimele segmentelor AM, AN, NC. Deci, reluăm discuția. AM, AB, dacă cunoaștem că MB 8. Cunoaștem. MB 8. MB, MB, asta de jos, da? Da, da, MB 8. 8. AB 10. 8. AB toată e de 10. Da. Și AC 15. Și toată AC 15. Toată ce? AM. Noi trebuie să aflăm AM. E da cu 2. Da. AM este 2, nu? 10 minus 8, 10 minus 8, 2. Așa îmi zici. Da, 2. Deci AM scriem deodată AM egal cu 10. Minus 2 egal cu 8. Minus 2 egal cu 10 minus 8. Cât? 10 minus 8, da. Egal cu 2, da. Scuzați. Nu. Zice cât e NC? Nu, zice că suma este 15. Am zis că NC din ce am demonstrat înainte e 12. Ba nu, că are mai ce legătură. E alt punct, Adi. Am. Deci acum problemele sunt Da, domn profesor. Distinte. Am și o idee. Te rog. Dar să zic că Miruna care ridică mâna înainte. Am supra M, B egal cu AN supra NC. Am M supra M, B egal cu AN supra NC. Da, da. Să zicem. Scriem cel mai. AM supra M, B egal cu AN, e doar o altă, nu? Da. Supra NC. Și cum știm AM, știm MB, știm că putem face AN plus NC supra NC, nu? Da. AN plus NC. Deci dintr-un șir de rapoarte putem construi proporții, derivate, da. Deci AM plus adunăm numitorii la numărător. Deci de aici rezultă. AM rezultă că AM pe MB. AM plus MB. O pic să o luăm așa, da? AM plus MB. Pe MB, da. Totul supra MB. Este egal cu AN plus NC supra NC. AN plus NC. Supra NC. Echivalent cu. Noi știam prima fracție, așa că nu aveam nici să ne mai complicăm. Era dar nu, așa trebuie să o scriem, mama. Nu, domn profesor, așa trebuie să o scriem. Se modifică valoarea raportului. Se modifică, mama, trebuie să o scrie așa și pe aia, deci pe prima. Deci, atenție, având o proporție, obținem una alta derivată, dar valoarea nu mai este aceeași ca mine. Să vezi, acum și uite, să vezi că nu mai e cât o dație. Da. Deci încă o dată scot. A scris teorema lui Thales. Și de la ea putem obține alte proporții derivate de la ea, derive de la ea. În sensul că putem aduna numitorii la numărători, numărătorii la numitori, putem să adunăm numărătorii între ei, cu numitorii între ei, vă amintiți că am zis? Da. Și valoarea, la când, în momentul în care adunăm numărătorii între ei și numitorii între ei, valoarea raportului nu se schimbă, dar la ei se schimbă. Și atunci ce urmează? 2 plus 8. AM plus MB cât face? AM plus MB. AB. 10. AB. 10. Da. 10. Supra. Supra 8. 8. Egal cu? Cu 15. Așa. Toată ce? E suma lor. AM plus N, ce este 15 supra? 15 supra NC. Nu, supra NC. Că nu cunoaștem. Deci rezultă că NC egal va cu de aici, cu cine? Egal cu 8 ori 15 supra 10. Exact. 8 ori 15 supra 10. Simplificăm acum. Prin 5. 2 și sus 3. Uite, 15 cu 10 prin 5 sus 3, da. Și jos 2, ai zis? 2 și 2 cu 8 prin 2 sus 4. 4 și nimic. 4 ori 3, 12. Deci, NC egal cu 12. Cu 12. Și acum AN. Nu. Mirna, că ai înțeles? Da. Și acum putem afla
Haideți să mai vedem încă o dată. Mi-aș vrea să știu dacă și partea aia, știți, ați văzut că ea... Da. Tu ai fost tentată să pui alt raport. De fapt, am scris la mult pe mângâie, dar acum nu pe mângâie, sobranâncă. Am înțeles că spun și la prima. Sigur că da. Da, deci acum ai înțeles că la valoare raportul, dacă pe primul păstrezi așa și modifici numai la al doilea, este greșit. Uh-huh. E clar. Înțeles, sigur. Acum putem afla anul este egal cu 15 minus 12. Anul este tot 15. Da. Minus 12, care am aflat acum. Adică 3. Deci să spunem că IN egal cu 15 minus 12 și egal cu 3. Și cu asta am terminat și punctul C. D. A, B, C, D. D mai avem. Da. A, B egal cu 6, perioadă 3. Deci A, B egal cu 6, perioadă 3. M, B egal cu 3, perioadă 3. A, C egal cu 38. Centimetri, bineînțeles. Aflat lungimile segmentelor, AM. AM egal cu ce? AN. NC. Păi să calculăm cât e AB. 63.6/9. Adică 60/9. AB este egal, cum ai spus, 63-6. Pe 9. 63 minus 6, totul pe 9. Așa e bine, nu? Da, nu de 60. Nu, da. 60. Da, da. 63 minus 6, totul pe 9 și este egal cu 57 supra 9. Se mai poate simplifica pentru un 3. Da. 20 pentru 5 odată, 19 supra 3, da? Asta ar fi AB, 19 pe 3. AB egal cu 33 minus 3 supra 9. 33 minus 3 supra 9. Și egal cu 10 supra 3. Da. 30. 30 supra 9. Așa, 10 supra 3, foarte bine. Așa și cam așa, da, și avem AB, putem să aflăm AM. Deci vedem ce avem, ce dată autorul, AB toată. Da, ne-a dat-o și pe MB. A dat-o pe AB. MB. Avem AB toată, MB o știm, răzmânt MB. Și putem afla pe AM, nu? Adică 19 pe 3. Deci AM va fi AM. Egal cu 19 pe 3 de sate. Minus 10 pe 3. Adică 3. 10 pe 3. Și egal cu 9 pe 3, nu? Că au aceeași viitor, 9 pe 3 și egal cu 3. Aia. Da. O știm pe AC și răsul AM supra MB egal cu AM supra MC. Și de aici răsulăm pe NC. Hai să scrim, Adi, trebuie să dictez tu. Nu, n-am înțeles ce a spus nimeni. Deci... Dar am aflat și pe AM. AC știm că e de 38. AC toate e de 38. Da. Adică AN. AN supra NC. AN supra NC. Egal cu AB. Dar n-am putea să scriu una deodată derivată? AN supra tot AC. Că o știm, da, pe AC. Egal cu AM supra AB. Așa. Deci putem scrie, da, deodată. AN supra toată AC. Da, egal cu AM supra toată AB. Da. De ce? AN supra AC. AN supra AC, da. Este egală cu AM supra AB. Echivalent. Ade, Ade vorbește. Adunăm numitorii la numărători. De ce să mai adun? Dar AN nu știu. Însă pe AC o știu toată. Da, 15. Deci zicem AN supra. AN totul supra. 15. Da. Egal cu AM care am 2. Zis că e 3. Am aflat-o, 3. Da. 3 supra. Da, 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 da. 3 supra, da, 19 pe 3. 3 supra 19 pe 3. Anca, echivalent de aici, te rog. Deci de aici AN scoatem. Deci AN ori
No, a nu e egal cu ăsta ori ăsta, sunt împărțit la ăsta. Deodată. Nu e egal cu 15 ori 3. Nu e egal cu 15 ori 3 împărțit la... La 19 pe 3. A 19 pe 3. Și egal... 45 ori 3 pe 19. Azi 3 ori 5, 15. Nu se poate simplifica nimic. 3 ori 5. Aia nu se amplifică. Te-am prins. Păi ce se amplifică mai mult? Este să o mulțim cu răsturnata. Păi am mulțit-o cu răsturnata. Și... Nu. Trebuie să o puntez. A venit cu ideea asta, că aducem aceeași numitor. De ce? Păi e mătă la scădere. La nu se poate face așa ceva. Atenție! Nu se poate simplifica ceva pe acolo? Uite, 19 cu 45 nu cred. Nu. Nici 3 cu 19 așa. Înseamnă numai câte mulțim. 3 ori 5, 15. 3 ori 4, 12 și cu 1, 13. 135 supra 19. Acesta este A. Am aflat pe amă. Asta repetam. Amă l-am aflat pe amă. Și nu cât trebuie să aflăm? Și deci, nu că? Da, pe an l-am aflat, da. Acum. Păi atunci ăsta, an c egal cu 15 minus an, care tocmai l-am aflat. Deci o să spunem că n c este egal cu 15 minus 135 supra 19. Care e cam mai departe. Acum amplificăm. Acum amplificăm. Numai la adunare și scădere, văd ce ți-a atras atenția. Să nu mai faci niciodată greșeală de asta. La mulțiri, numărătorii între ei și numitorii între ei. Așa, 19. Da, și o să avem 19 ori 5. 19 ori 5. Așa lăsăm, nu? Minus 135. Da. Supra 19. Să mulțim de... Totul pe 19. Da, da. Da. Să mulțim 19 cu 5, 5 ori 9, 4, 6. Da, acolo e 15. Cine? Acolo e 15, 19, 15. Acolo este 15. Unde mai sunt 19? 19. Ori 15? Nu, am greșit eu, corect. Și dă 285. Deci face 285. Dar, domnul profesor, nu se mai simplifică de la 19 ori 15 cu, 9, cu supra 19? Adică 19 cu 19. Aaa. Te fac de toată bafta. Acum ai, cum ai făcut-o? Cine vrea? Păi, dacă ar fi 19 pe lângă? Da, 26. Așa? Avea sigur că da. Deci, nu, am amplificat acum și simplifică pe ăsta, pe ăsta. E mare greșeală. Așa. Atenție! Anca, vezi ce greșeală a făcut? Am mai întoarcem înapoi. Întoarce replica. Da, replica. Și spunem așa. Adi mi-a zis... Am amplificat cu 19 și iată, corect, 15 ori 19 și acum simplifică 19 cu 19. Domnul, dar la anul spre C egal cu anul spre A, B nu-i corect. Adică nu dă așa, dă 20. Hai să vedem încă o dată. Dar stați puțin, dar eu l-am pe an în C, dumneavoastră nu-l aveți? Și eu am făcut tot înainte pe NC. A, și eu l-am făcut înainte pe NC și mi-a dat un număr frumos. Da. De, hai să vedem. An supra AC. Da. An supra tot AC. Da. Egal cu AM supra tot AB-ul, da? Și atunci înseamnă AN neștiut supra 15, așa e bine? Da, cred că acolo la 3 supra... Da. Deci le-am zis supra AC. Cât este AC? 38? AB-ul e, uitați cât e AB-ul. E 19 pe 3. Voi mi-ați dictat așa și eu am scris așa. AB-ul e 19 pe 3, domnul profesor. Insist, ne întoarcem. Dar unde, nu știu unde sunteți. AN... AN... Supra AC. AC-ul e 15. AC-ul? Nu, AC-ul e 38. La T sunteți. Da. Deci supra 38 trebuia să-mi spus să o fie aici. 38. Egal cu AM care e 3 că l-ați aflat. Da, supra... Supra AB. AB e 19 pe 3, da. Supra AB care e 19 pe 3. Deci 38-ul ăsta. 38, ia vedeți. Deci atunci vine, AN este 38 ori 3. Da? 38 ori 3. 38 ori 3, împărțit la ăsta, deci, împărțit la 19 pe 3. Adică 38 ori 3, 38 ori 3,
înmulți cu 3 pe 19. 19 cu 38 simplifică prin 19. Și face cât aici? Face 2. Uh-huh. 2 ori 3, 6, ori 3, 18. Deci valoarea corectă este 18. Așa mi-a dat și mie. Și acum nu, că vă ies frumos, 20. Da? Deci e 38, da, ori 3, uite aici, 38, da, ori 3, da, împărțit la 19 pe 3. Da, egal cu... La ană, acolo, la ană. Da. 38 ori 3, înmulțit cu 3 pe 19. 38 cu 19 simplificăm 2. Vine, da, 2 ori 3 ori 3, 18. Adică 2 ori 9, 18. Asta este ană. Și mai întoarcem. Dacă l-am aflat pe ană, care e 18, tot aceea era... E 38. Da. Și atunci, acu. N, C, egal cu AC minus A, nu? Egal cu 38. Deci, modificăm 38 minus. Deci, N, C va fi egal cu 38 minus 18. Egal cu 20. 38 minus 18 egal cu 20. Și l-am aflat și pe N, C. Tot e rezolvat acum, nu? Da, da. Amul am aflat, da, am aflat. Și uite, a dat frumos. Din cauza greșelii de aici, am, da, pus în loc de 38, 15. Ei s-au dus cu 15 de altă parte. De acolo cu urmă. Așa, au rămas 15. Am deci când facem derivatele astea, când facem așa, facem și anutea tot AB-ul. Deci, atenție, hai să le schimbi toate. Vreți? Da, aș vrea să văd și dacă, de exemplu, duc o paralelă EF la AB, de exemplu. Pot să o iau și următoarea problemă e exact așa, știți? Vreau să știu cât... Copii. Copii avem așa. Dar le spune ană. Ia uitați-vă acum la domn profesor. Ană, ce faci? Să aștept, da. Nu, stai că se nu-i spice, domn profesor. Mai te aștept. Da. Uite și scrii și tu pe viața. Scrii aici. Hai, ia, băgați la cap ce vă zice domn profesor acum. An, am, pardon, am, supra mb, da, este egal cu an, supra, bine, an, supra a, c. Da. Aici îmi cere tare, o rămas că e și la asta, nu-i bine. Nu-i bine, nu? Nu, nu-i bine. O să vă refac imediat când, cum e bine. Imediat vă arăt cum e bine. Deci, așa. Tare spune așa. A, M, supra M, B, da, egal cu A, N, supra... A, ce? A, N, supra N, C. Supra N, C. Da. Și dacă aș mai fi avut acolo și un punct F, domn profesor, pe B, C, era egal și cu B, F, supra... Nu, numai dacă e paralelă și alt raport. A. Dacă e paralelă și atunci zice A, N, supra N, C, egal cu nu știu cine și partea sau altă, da? Aha. Dacă duci paralel în partea cealaltă, să folosești valoarea raportului de asta. Ok, gata. Acum, copii, de aici, rezultă, aplicând proporții derivate, putem să adunăm, să spunem... Numitorii la numărători. Numitorii la numărători sau numărătorii la numitori. Hai să facem așa, numărătorii la numitori. Adică am supra am plus mb. Am supra am plus mb, să înțeleagă toată lumea, da, egal cu an, da, supra an plus nc. Echivalent cu am supra am plus mb face ab, egal cu an supra ac. Și egal aici abia. Deci, latura triunghiului mic supra toată latura triunghiului mare egal cu latura triunghiului mic supra latura triunghiului mare și egal cu latura triunghiului mic mână, egal cu mână, aici este momentul, mână supra BC. Da? Da. Deci, numai după ce am derivat-o, așa. După ce am derivat-o, nu cum am scris aici. Mm-hmm. Dovadă că nu-mi permit. Deci, triunghi mic pe triunghi mare. Triunghi mici pe triunghi mare. Uh-huh. Și triunghiul, latura triunghiului mic. Latura mică, da, da, așa. Bun. Sigur că pot să folosesc
și invers, să inversezi toate rapoartele. Și alte, da, să fie deci, AB supra MB. Așa, deci de aici poți să rezulte AB supra MB. MB, așa. Egal cu AC. Exact. Supra AC supra cât AN. NC. Deci AB supra AM. AB supra AM. Am tot rapoartele. A, le întoarceți doar AB, i-am făcut și am derivat și invers. Da, o să ne gândim și acolo, dar acum am spus și invers în acolo. Adică AB supra AM. AB supra AM. Deci avem așa și așa. Este egal cu AC supra AN și egal cu BC supra MN. Egal cu AC supra AN. Și egal cu BC supra MN. Bravo, Tudor. Așa, bun. Deci, practic, ce s-a întâmplat acum? Acum am folosit laturile triunghiului mare comparativ cu laturile triunghiului mic. Deci am voie și așa. Mirna, ai reținut? Da. Bun. Da, deci nu este o chestie nouă, ci pur și simplu într-un șir de rapoarte și inversele lor sunt egale. Aha. Da? Dacă am 2 pe 3 egal cu, uite, 2 pe 3 egal cu 4 pe 6. Da. Și egal cu 6 pe 9. 6 pe 9, da? 6 pe 9. Da. Dar și invers. 3 pe 2. Egal cu 6 pe 4. Da. Egal cu 9 pe 6. Corect. Asta vă spun, e matematic, nu e chestie ca să rețin ca o teorie ceva care să semne altceva. Nu, mă gândeam că la tale, dacă avem voie, așa să facem noi și așa. Păi le facem, le facem cum vrem noi, pentru că, repet, de la clasa a 7-a, când a 6-a, când a făcut anul trecut proporții derivate, da, ne amintim că plecând la o proporție dată, uite asta, poți obțin altele da, derivate. Dar nu știam că și aici, la tale, la geometrie, avem voie să ne jucăm. Cum de matematică? Matematică este una aceeași peste tot. Dacă am făcut înainte proporțiile, deci fac toate derivate, toate variante. Dacă, toate pe, dacă pe B luam un punct, R, asta așa, i-am întrebat și eu. Atunci AM pe penicula pe M, B, pe penicula. AM supra M, B. AM supra M, B. Pe B luați un punct R. Dar nu la întâmplare. Am la întâmplare. Un punct, literal, numai dacă duc așa paralel. Da. R. Da. Deci AM supra MB da, egal cu AN da, supra NC. Nu, nu asta mai zic. Da, și egal cu RC și egal cu CR supra BR. Egal cu CR, e raportul ăsta la tot. Și nu e BR supra RC? Ia să vedem. Acum facem, stai, că asta vreau să întreb și eu, Miruna, de-aia zic să fii atentă. Sunt Dar e problema următoare. Haideți să facem desenul și ne lămuriți foarte bine în problema următoare, domn profesor. Da, fiindcă ați insistat acum, hai să răspund la momentul acesta. Deci, datorită faptului că mână e paralelă cu BC, dar le spunem așa, Adi, ce spune Thales? AM supra MB. Așa. Egal cu AN. Da, supra NC. Supra NC. Da. Și stop, nu? Și stop. Bun. Asta din cine? Din ce ai ieșit asta? Din faptul că mână paralelă cu BC. Mână paralelă cu BC. Da. A rezultat asta. Acum, noi am dus paralela NR. Da. Că NR cu AB. E paralelă cu AB. Rezultă. Rezultă că aici cum era? De la vârf. AM supra MB. Acum o să zicem ce N supra NA CN da, supra NA egal cu CR supra RB. Da, corect. Fiindcă NR e paralelă cu AB. Cu AB. Da. Zicem ce N, da? Așa ar trebui să zic. CN supra CN supra NA supra NA egal cu CR supra supra RB. Da? Dar și întoarsele lor vor fi. Adică NA supra CR. Deci de aici rezultă că și NA, ca așa am spus, putem să întoarcem supra CR. NA supra. Cum ne convine? Sau când facem derivate? Sau deci facem... facem tot felul de mișcări. Da. De la... paralel cu AB cu CN, pe NA egal cu CR pe RB. Păi dacă nu e, dacă e o paralelă, că Thales ce zice? Paralelă cu AB. Numai așa? Deci o paralelă dusă
la una din, din parte pe celelalte două, în segmente proporționale. Asta e teorema lui Thales, nu? Da, da. Deci asta e teorema lui Thales, mama, altfel nu poți să faci rapoartele astea. Decât dacă ai o paralelă dusă. Deci nu la întâmplare luăm un punct acolo. Nu înțelegi. Deci numai urmarea paralele cele duse. Deci ce urmează la ce am zis aici? Pe ce? Acum întorc. Întorc, da? Nu A pe ce e. Egal cu? RB pe CR. Da, hai să las. Cine a venit? E cineva? Era, da, cum îl cheamă? Cosmin? Nu șterge. Da, a zis că o vine mai devreme. Da. Dar cu RB pe CR. Ce șterg? Nu șterge. Lasă-mi un pic ca să îmi duc eu la treabă. Lasă că mă descurc eu, mulțumesc frumos. Mergi și ia loc în bancă ca să îmi duc discuția la bus și ție. Deci în A pe CR. Dar cu RB pe CR. Egal cu RB supra CR. CR. RB supra CR. Ei, Miruna, acum te rog. Uite că am N A supra N C. Deci A N supra N C. Este raport comun aici, da? Da. Atunci, îmi permis să spun șirul de rapoarte de cele două care e legat de asta. Și vine A M, deci de aici rezultă că A M supra M B egal cu A N supra N C, care e egal mai departe cu RB supra CR. RB supra CR. Deci la întrebarea voastră, dacă duc o paralelă, ce se întâmplă? Da, obțin punctul R și șirul de rapoarte este ăsta. A, M, supra, M, B, deci da, asta supra asta, egal cu asta. Aia, supra aia. Și egal cu aia, și egal cu RB, adică cu ăsta. RB, că așa a plecat A, M. Da. A, M vine RB aici, în paralelismul. Da? RB supra RC. Ca să fie egal și cu, am uitat ce era acolo, M, da? Și ca să fie egal și cu M, N, supra B, C, trebuie să facem derivate. Dacă să fie M, care e M, N, supra B, C, e altă poveste. E altă poveste. Dacă triunghiul ăsta îl folosesc, triunghiul ăsta, da, cu triunghiul mare. Am înțeles. Acum la problema 3 ne clarificăm mai bine, domnul prof. Da. Dar e 3,7 de bea. Da. 3,7? Da. Așa de repede s-o rezolvă. Nu, acum facem problema 3. Dar e de bea 3,7. Deci cine șapte? Am început mai târziu că o stai vorbă cu mama. Oprim acum înainte de problema 3 de un profesor? Da. Poți să oprești, da? Ca să începem. Da. Păi stați mă, nu să schimbe așa, bă, că care mult de spumă. Iar vrei să schimbi apa? Tu te-o primul de schimbat apa? Ai, nu, domnule, dar...